Bună ziua, prieteni! Sunt Cătălin Cornea, începe un nou episod Before and After, astăzi, chemarea de la distanță. Da, hai să încerc să-l prind sau să-l iei, să-l trag. Cine nu-și dorește o ieșire cu câinele în parc? Cine nu-și dorește să lase câinele liber să alerge? Du-te și el. Însă, după cum vedem, de cele mai multe ori, recuperarea câinelui din libertate devine o reală problemă. Ceea ce deja vizionăm sunt momente din cadrul evaluării unui câine care a parcurs deja 35 de sesiuni de dresaj. Lăsând deoparte non-răspunsul câinelui la chemarea de venire, lipsa de instruire a proprietarului este evidentă. Încearcă să strigi cum făceau dresorii, în același stil. Cum îi auzeai pe ei, că strigă și... Din păcate, lipsa de experiență sau de cunoștințe a dresorului face ca educația câinelui nostru să devină anevoioasă. Păi dacă lor le ieșea pe un anumit ton, încea. Asta cu vin aici? Da. După adică câte ședințe? I-au scăpat la un moment dat din așteaptă, la fugit, bineînțeles, s-a dus într-un tarc. Și acolo în tarc îi se schimbă total personalitatea. Adică face cum a spus, mai divertesc cu noi. N-a putut nici măcar el, cu ce-i stricat, cu tot ce-am stricat cu ei față, n-a putut să-l spune. Cum au înapun ca să înțelege pe casa mea. Și l-a tras de lăsă după aia? Da. Mai strigă! Aki! Hai mai strigă, te rog. Un pic și spune-i, vin aici. Această distanță este cu adevărat o problemă pentru proprietarii care vor să-și recupereze câinele. Însă, nu ați uitat, suntem la un episod Before and After. Iată că a venit momentul de după. Du-te încolo. Rămâi încolo. Hai, vino la căței un pic. Așa. Atât. Și pleci de lângă el încoace. După o iarnă grea și câteva luni trecute de la evaluare, iată că a venit momentul mult așteptat al abordării. Ne aflăm în acest moment la a doua sesiune de instruire a proprietarului. Vino. Perfect. Rămâi pe loc în toarță-te. Așa cum v-am spus de altfel și cu alte ocazii, în episoadele anterioare, cheia succesului este o metodă bună și instruirea celui care deține câinele. Aki este un câine bun, stăpâna este motivată, însă ceea ce lipsea în această ecuație era tocmai o tehnică potrivită pentru educație. Mișa fiind de la mic. Nimic nu se compară cu liniștea pe care ți-o dă o comunicare coerentă cu câinele tău. Trigger. Răbdare, cunoaștere, încredere. Atributele esențiale care conduc la succes. Așa e bine. Unghiul. Nu poate fi nimic mai frumos decât să vezi că protagoniștii episodului nostru de astăzi s-au regăsit. Da. Și au regăsit plăcerea de a se plimba prin parc și problemele lor de comunicare au dispărut ca prin farme. Strigă. Sunt Cătălin Cornea, un mediator în probleme de comunicare dintre oameni și câini. Până data viitoare, nu uitați că orice câine se poate dresa dacă la capătul lui se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal.